Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră, în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv, și anume, varianta numărul 1, cea cu acest card, și varianta numărul 2, cea cu acest card. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip și să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Mai precis, cardul acesta, care are următorul mesaj pentru noastră: nu interpreta nimic la modul personal, refuză să consume o travă emoțională. Ce frumos! Iată, deci nu vă mai faceți griji, nu mai încercați să nu mai aveți gânduri negative, alungați-le, înlocuiți-le cu gânduri pozitive, pentru că iată, această o travă emoțională nu vă face deloc bine. Nu vă mai hrăniți, practic, cu gânduri negative, da? Atunci când iei lucrurile la modul personal, tu devii pradă prădătorilor. Aceștia îți pot capta atenția cu o opinie oarecare și te pot alimenta cu o travă lor emoțională. Refuză să consumi această otravă. Ce frumos, iată! Dumneavoastră treceți prin filtrul propriei gândiri orice informație primiți din exterior și refuzați să vă lăsați enervat, influențat de părerile celor din jur și mai ales de starea acestora. Poate că aveți persoane în jur toxice, persoane poate chiar vampiri energetici care încearcă să vă consume energia cu voicărelile lor și cu gândurile lor negative pe care ar dori să vi le transmite și noastră, dar să nu acceptați acest lucru. Mesajele de la persoana dragă sunt atras de inteligența, înțelepciunea și răbdarea ta. Nu te mai juca cu mine. Iată, vă admiră foarte mult, dar dumneavoastră nu prea acordați atenție acestei persoane dragi. Te rog să nu mă rănești. Poate chiar nu doriți să comunicați cu dânsa. Îmi este teamă că nu voi putea trece peste această despărțire. Este foarte rănită, iată, a fost foarte îndrăgostită noastră, probabil încă mai este. Și nu poate trăi fără noastră. Nu-ți pot oferi ceea ce ai nevoie, iată de ce v-ați îndepărtat de dânsa, pentru că nu v-a oferit ceea ce așteptați dumneavoastră să vă ofere. Totul se întâmplă cu motiv. Da. Deci se pare că a fost o nepotrivire de caracter. Dumneavoastră ați avut anumite așteptări de la această persoană dragă, așteptări care nu au fost satisfăcute de aceasta și ați ales să vă îndepărtați de dânsa și bine ați făcut, pentru că nu are sens să pierdeți timpul cu o persoană cu care nu vă potriviți. Haideți să vedem acum puterea tainică a iubirii. Ce mesaj are pentru dumneavoastră? Transformare. Folosești puterea iubirii pentru a trece dincolo de iluzii și a păși în lumina conștiinței. Ce frumos! Deci, iată, dumneavoastră știți că iubirea are o putere foarte mare și că acolo unde există iubire și relația este trainică, armonioasă, frumoasă, plină de respect, atenție reciprocă, dar ceea ce se pare că nu s-a întâmplat în această relație în care persoana dragă nu va oferi ceea ce așteptați la dânsa. Să vedem oracolul fazelor lunare ce mesaj are pentru noastră. Ești din zona ta de confort. Probabil că mesajul acestui card este acela de a vă îndemna să ieșiți din această relație toxică, o relație care se pare că nu v-a adus nimic bun și va consuma doar energia dumneavoastră foarte prețioasă de altfel. Deci mai bine se pare că ați luat decizia corectă de a vă îndepărta de această persoană. Cu siguranță veți întâlni o persoană care merită toată dragostea și atenția dumneavoastră.
Și acum haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta cu numărul 2. Ce mesaj avem de la cardurile celor patru legăminte? Fă întotdeauna tot ce stă în puteri. Rămâi ancorat în momentul prezent. Focalizează-ți atenția asupra momentului prezent și rămâi ancorat în acesta. Acesta este începutul unei noi înțelegeri al unui nou vis. Ce frumos! Practic, trăiți clipa. Bucurați-vă de tot ceea ce este bun și frumos în viața dumneavoastră și nu vă faceți griji pentru viitor. Iată, rămâneți ancorați în prezent și mai ales nu vă lăsați influențați de eșecurile din trecut. Aceste răni trebuie să se vindece cât mai repede și să nu lăsați să vă influențeze noile relații, aceste răni din trecut. Haideți să vedem mesajele de la persoana dragă pentru dumneavoastră. El sau eu alege. Te simt lângă mine chiar dacă nu suntem împreună. Hai să ne distrăm. Wow, ce frumos! Este momentul să ne despărțim, da, pentru că se gândește că aveți pe altcineva și nu ar accepta acest lucru. Nu credeam că mă voi simți atât de vulnerabil. Vreau să mă întorc la tine. Este greu să ia această decizie de a se despărți de dumneavoastră, pentru că încă vă mai iubește. În adâncul sufletului și-ar dori să fiți împreună, dar se pare că își dă seama că nu mai este posibil acest lucru, dintr-un motiv sau altul. Haideți să vedem puterea tainică a iubirii, ce mesaj are pentru dumneavoastră. Cauză benefică, efect benefic. Ești conștientă că iubirea pe care o emiți prin gândurile tale este un agent de transformare și fundamentul realizărilor tale. Ce frumos! Iată, dumneavoastră, indiferent de eșecurile pe care le-ați avut în dragoste până acum, în continuare îi tratați pe cei din jur cu multă iubire, ceea ce este foarte bine. Și în felul acesta veți și atrage foarte multă iubire către dumneavoastră. Să vedem oracolul fazelor lunare. Ce vă transmite? O problemă personală e pe punctul de a fi rezolvată. Wow, super! Iată, nu vă faceți griji, divinitatea are grijă de dumneavoastră și vă va rezolva problema pe care o aveți momentan, din punct de vedere sentimental, astfel încât vă veți simți mult mai fericit și împăcat cu ceea ce s-a întâmplat în viața noastră sentimentală. Vă doresc o zi minunată în continuare, vă aștept cu mult drag pe viitor, la revedere!